Vreau să vă aduc aminte că la ultima conferință la care am participat am spus că nici măcar nu consider o victorie acest proces și am mai spus că îmi place șahul. Eram convins că domnul Falcă ne va prezenta ultima pagină a sentinței în care scrie că se resping ambele apeluri. Este, la mine este vorba despre respingerea apelului în privința servituții de trecere pe care am cerut-o în tabulată în CF. Iar la domnul Falcă s-a respins apelul și a rămas valabilă prima sentință. Prima sentință care, dacă să ne uităm în sentință, o să vedem că ne spune următoarele. Obligă părâtul să reamplaseze bariera destinată controlului accesului cu autovehicule în strandul Neptun într-un punct în care să nu afecteze accesul inclusiv cu autovehicule la terenul concesionat reclamantei, înscris în CF numărul 65.978 Arad, având număr top 1396/1/1/3. Cred că este foarte clar și cred că aceasta este informarea corectă pe care trebuie să o aducem în opiniei publice și nu cea pe care a prezentat domnul Falcă. Dar, ca o retrospectivă a gândirii domnului Falcă, pot să vă citesc din stenograma ședinței din data de 9.1.2007, data la care eu eram deja în posesia sentinței 999/2005, prin care primăria era obligată să încheie contractul de concesiune, iar în caz de refuz să țină loc de contract. Domnul Falcă afirmă în plenul ședinței de Consiliu următoarele. Domnule Voicu, am o rugăminte. Nu faceți afirmația din punct de vedere legal să se simtă bine. Aici legalitatea o decidem noi, în interior, aparatul. Deci cred că putem observa cu toții că pentru domnul Falcă legea și instituțiile statului și sfidarea lor este o regulă și nici de cum o excepție.